Cătălina Oprea și de 23 de ani implementez contracte FIDIC. Am început cu vechile contracte FIDIC și acum contractele FIDIC 1999, cartea galbenă și cartea roșie în special, care sunt cele mai utilizate contracte FIDIC din România. Trecem și pe HG1. HG1 pe 2018 a pornit și el în forță și sunt o mulțime de contracte în România semnate și pe hotărârea de guvern 1 din 2018. Vorbim și despre ele, dar în alt video. În acest video vorbim despre contractul FIDIC 1999 și anume clauza 421, rapoartele de progres ale antreprenorului. Această clauză este similară și în contractul FIDIC galben, proiectare și execuție, și în contractul FIDIC roșu, în care antreprenorul execută lucrările proiectate de către beneficiar. Ce spune această clauză? Această clauză spune că antreprenorul transmite lunar inginerului rapoarte despre progresul lucrărilor, așa cum spune și titlul clauzei, iar în aceste rapoarte trebuie să treacă o mulțime de informații despre practic tot ce s-a întâmplat în șantier în luna respectivă. Aceste rapoarte sunt foarte importante și pentru a consemna ce s-a întâmplat, a ține un istoric a ce s-a întâmplat pe șantier, dar este și condiție de plată. Și anume, atunci când antreprenorul întocmește și transmite o solicitare de plată pentru ce a lucrat în luna sau în perioada respectivă, o transmite inginerului, ea trebuie transmisă împreună cu aceste rapoarte lunare de progres ale antreprenorului pentru luna sau pentru perioada respectivă. Ele trebuie să existe în documentele suport ale solicitării de plată și fără aceste rapoarte lunare, inginerul poate să refuze sau chiar este indicat să refuze întocmirea certificatului de plată pentru plata lucrărilor executate. Și ce fel de informații trebuie incluse în aceste rapoarte lunare? Este vorba despre descrierea progresului, descrierea detaliată a progresului și a metodelor de lucru executate, fotografii arătând progresul lucrărilor, date despre manufacturarea, fabricarea diferitelor, componente sau ce se mai fabrică pe șantier, despre când a început fabricarea lor, despre teste, despre transportul acelor echipamente pe șantier, detalii despre personalul și echipamentele antreprenorului găsit care există în șantier și care au lucrat în luna sau în luna respectivă. Acestea sunt foarte importante pentru că se decontează costurile aferente lor. De asemenea, copii ale documentelor de calitate, o copie a tuturor notificărilor de revendicare ale antreprenorului, dar și ale beneficiarului, deci un fel de evidență a revendicărilor, tot felul de date statistice și informații despre ce s-a întâmplat, poate neobișnuit sau referitor la protecția mediului în șantier. Și tot în contractul FIDIC 1999, la această clauză 421, mai scrie și despre comparația între progresul lucrărilor care trebuia să aibă loc în luna respectivă sau la momentul respectiv și progresul lucrărilor într-adevăr realizat. Și ăsta este un indicator de urmărit și toată lumea urmărește acest indicator, fiecare pentru scopurile lui și în principal acest indicator, progresul lucrărilor realizat față de programat, arată și data estimată în care s-ar finaliza lucrările, iar mai ales din
perspectiva proiectelor cu finanțare publică, atunci proiectelor publice este un indicator foarte important. Dar desigur și în afacerile private, fiecare vrea să știe când va fi gata lucrarea lui, atât beneficiarul, cât și antreprenorul, ca să-și ia banii și să treacă mai departe la altă lucrare. Aceasta este clauza 421, raportul de progres întocmit de rapoarte lunare de progres întocmite de antreprenor. Cum vă spuneam, conține o mulțime de informații utile și complete despre activitatea pe șantier în acea lună și sunt un document obligatoriu în cadrul certificatelor de plată pe care le întocmește inginerul. De fapt, un document obligatoriu în situația de lucrări dată de antreprenor pe baza căruia inginerul întocmește certificatul de plată. Și fără certificat de plată nu există plată. Deci, încă o dată se dovedește că este foarte important, nemai vorbind de cazul în care la un moment dat se vor isca, dispute între părți cu privire la ce a fost pe șantier și odată ce raportul de progres este bine făcut, atunci este un instrument bun în mâna părților de a, să zic așa, de a redescoperi adevărul ce a fost în șantier. Dacă vreți să aveți și alte lucruri despre contractele FIDIC sau despre contractele HD1 pe 2018, vă aștept pe canalul meu. Pentru asta abonați-vă și notificările de acolo de jos de la clopoțel activați-le ca să fiți anunțați când mai postez ceva nou. Pe curând!